Cred așa că dacă din închisoare pleci și de pe urma suferinței te alegi cu dorințe de răzbunare și cu sentimente de acreală, închisoarea și suferințele au fost de haram. Iar dacă rezultatul e un complex de liniște și înțelegere și de scârbă față de orice silnicie și șmecherie, înseamnă că suferințele și închisoarea au fost spre folos și țin de căile nepătrunse pe care îi place Domnului a umbla. Nicolae Steinhardt este modelul cultural și creștin, la ora actuală, cel mai vizibil. Dintre reprezentanții perioadei interbelice, a perioadei culturale interbelice, Nicolae Steinhardt este cel mai prezent astăzi în mintea și în inimile tinerilor. De îndată ce mă văd așezat pe bancă, săvârșesc fapta ce o consider singura meritorie din viața mea. Lui Noica, pe a cărui față se citește deznădejdea și în ai cărui ochi, care îl caută în zadar pe Mihai Rădulescu, lucește o frământare atroce, îi suflu trăgându-l de mânecă atâta timp cât vânzoleala instalării noastre nu s-a terminat și mai pot vorbi pe scurt. Dinule, să știi că nu suntem supărați niciunul pe tine, te iubim, te respectăm, toate-s bune. Dumnezeu îmi este binevoitor. Fața lui Dinu se luminează, îmi strânge la iuțeală încheietura mâinii, oftează adânc, despovărat. Procesul Noica Pilat a fost punctul de maximă represiune împotriva intelectualilor, iar acest punct este un argument în procesul mai mare de spălare a creierului pentru crearea omului nou. Aproape s-a reușit la nivelul ființelor umane. Din fericire, nu și la nivelul operelor. Momentul 1958-59, când s-a înfiripat cazul Noica, Pilat și compania, acela era un moment de paroxism, aș spune, în care regimul opera masiv arestări și alte modalități de a descuraja opoziția și, bineînțeles, lucrând în primul rând împotriva celor care aveau o anumită deja o anumită notorietate, o valoare fie și simbolică și în cazul de față Pilat venea dintr-o lume care trebuia lichidată integral, din Noica de asemenea venea din aceeași lume, în plus era și afirmat intelectual, un om cu un proiect filozofic, cultural foarte important și bineînțeles că în jurul lui s-au concentrat câteva zeci de persoane, personalități trebuie să spun, cele mai multe de o valoare extraordinară. Au trăit o renaștere tocmai prin suferința detenției, o reinventare a propriului destin, ca în, cum se întâmplă în toate cazurile în care omul este pus în fața morții. Detenția a fost de fapt o moarte civilă, dar ei au continuat în închisoare să gândească, iar la eliberare au căutat să recupereze timpul pierdut și și-au creat practic o nouă existență. Am traversat acel moment și direct acest fenomen, acest proces de reprimare. L-am cunoscut pe câțiva dintre ei, în închisoare pe Sergiu Algiorge, pe Alexandru Paleologu, pe Remus Niculescu, pe Toto Enescu, și iar pe Noica mai târziu în alte împrejurări, dar sigur sub aceeași zodie a solidarității pentru cultura națională, pentru nevoia unei identități care trebuie creată în primul rând în spațiul culturii, al istoriei și așa mai departe, atunci când nu existau alte mijloace de a construi un proiect de rezistență și de construcție românească. La mulți ani după întâmplările tragice ale celebrului proces al intelectualilor români din anii 1959-1960, și după încarcerarea ispășită în penitenciarele gulagului românesc, Constantin Noica și Nicolae Steinhardt au hotărât să se retragă din forfota bucureșteană, unul la Păltiniș, în munții Sibiului, și altul la Rohia,
în apropierea munților Maramureșului. Fiecare își desăvârșea vocația. Noica devenea un monah laic, după expresia unui discipol de-al său, și întemeia o școală informală de filozofie, iar Steinhard se închinovia în cinul monahal greco-oriental. Discutând lucrurile cronologic și istoric, dacă vreți, relațiile dintre Steinhard și Noica sunt mai mult decât paradoxale. În tinerețe, într-o perioadă de normalitate, ca să zic așa, adică în anii 30-40, raporturile dintre cei doi intelectuali sunt mai degrabă raporturi de adversitate. Steinhard debutează în 1934 cu un volum de parodii intitulat În genul tinerilor, în care sunt ironizați atât intelectualii de dreapta, de tip Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Eliade, cât și intelectualii de stânga, de tip Petre Belu, sau direcția de la revista Cuvântul Liber, cât și intelectualii de avantgardă, să zicem Sasha Pană. Această ironie steinhardiană se face de pe pozițiile liberalismului conservator. După instalarea comunismului, cei doi intelectuali ajung de aceeași parte a baricadei. Ca atare, Steinhard, începând din 1954, vizitează pe Noica la Câmpul Lung, unde Noica avea domiciliu forțat. Noica însuși, în deplasările lui interzise, clandestine, la București, îl vizitează pe Steinhard. Uneori rămâne în mica garsonieră din Iunghica. Toate aceste detalii există în Jurnalul Fericirii. Deci cei doi intelectuali aflați într-un climat de normalitate pe poziții opuse ajung într-un climat de anormalitate în același câmp și ideologic și cultural. Și în 1958 începe procesul. Noica este primul arestat, la 11 decembrie 1958, și Steinhard este ultimul. Este convocat la securitate pe 31 decembrie 1959, îi se dau acele 3 zile de gândire pentru a deveni martor al acuzării. Este, după cum se știe, beștelit, ironizat de tatăl său, iar pe 4 ianuarie se duce la securitate, refuză să devină martorul acuzării și în acea zi este arestat. Tac chitic, conform poruncii anchetatorului. Nu stric, Dinule, sunt aici. Dinule, nu te lăsa voinice. Dinule, am hotărât să mă port bine. Dinu vorbește pe un ton supus, prompt, concentrat, care evocă un lung și dureros dresaj. Așa vom ajunge cu toții. Nu contestă nimic, numele mi-l pronunță cu nepăsare, înșiruit. Nu stric, pentru că mi-e teamă și mie. La această confruntare, Steinhard îl vede pe noi ca destul de deprimat, oarecum obedient în raport cu anchetatorul, dar fără să trădeze. Evident că Steinhard înțelege această deprimare. Sunt oameni care în fața primejdiei cedează. Nu putem să-i condamnăm. Sunt oameni care în fața primejdiei au curaj nemaipomenit. Îi apreciem și îi lăudăm. Nicolae Steinhard a avut această putere extraordinară în fața primejdiei, cred eu, și sper să nu greșesc, dată de credința aceasta puternică în Dumnezeu. În timpul detenției de la Jilava, Nicolae Steinhard a fost botezat de călugărul ortodox Mina Dobzeu în prezența a 2 preoți romano-catolici, a 2 preoți greco-catolici și a 1 pastor protestant. Noica a intrat în închisoare cu un extraordinar complex de culpabilitate. Pentru că, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu prietenii săi, iată, acești prieteni au intrat în închisoare. El a trăit în închisoare cu un asemenea sentiment de culpabilitate. A ieșit și din închisoare purtând acest sentiment de culpabilitate. Steinhard îl vizitează la familia Casasovici, unde Noica locuia după ieșirea din detenție. Noica are evident tendința aceasta exagerată de a cere iertare, pe când Steinhard la rândul lui își cere iertare lui Noica. Deci o scenă aproape dostoevskiană. Și Steinhard chiar îi spune că trebuie lui Noica, mă rog, să fie liniștit, pentru că rolul său în, adică lui Noica în destinul lui, a lui Steinhard, este extraordinar. Fără
Noica, fără detenție, n-ar fi existat convertirea, n-ar fi existat această nouă naștere a lui Steinhardt. După ieșirea din închisoare, Nicolae Steinhardt a căutat o mănăstire unde să se retragă. Era ținut sub observație mereu de securitate. A încercat să ajungă la Essex, în Anglia, unde se afla Rafael Noica, dar până la urmă a găsit ce căuta datorită tatălui acestuia, Constantin Noica. Noica i-a găsit Rohia în 73, i-a scris și a recomandat-o. A venit la Rohia pentru că exista un loc potrivit pentru el ca și spațiu de lucru, era biblioteca mănăstirii neorganizată încă, și-a găsit și ocupație, iar Rohia a dovedit mult curaj, am spus eu și o repet, Rohia era o mănăstire săracă și aproape un schit anonim atunci, pe vremea aceea, din punct de vedere al cunoașterii naționale, al prezenței pe scena vieții bisericești naționale, dar era o mănăstire retrasă, ca o fată săracă, frumoasă, dar foarte curajoasă, care l-a primit pe Steinhardt, sigur, călugării de atunci, Părintele Serafim și noi care am urmat după aceea, l-a primit cu toată dragostea și cu toată sinceritatea și Steinhardt a simțit acest lucru, a reușit să organizeze biblioteca mănăstirii din anii 73 până prin 80 și în 89 și-a încheiat viața pământească, dar din 80, ce e și mai important, din 80 a devenit călugăr, a devenit monah la mănăstirea Rohia, a îmbrăcat haina monahală, ceea ce puțini intelectuali au reușit să facă. Deci el a finalizat și a desăvârșit credința creștină în care a intrat și botezul creștin Biserica Ortodoxă l-a desăvârșit prin intrarea în monahism. Nicolae Steinhardt a avut o convertire sinceră. În ciuda a ceea ce spun unii dintre conaționalii săi. Eu l-am cunoscut foarte bine și știu din mărturiile lui directe că această convertire a fost extrem de sinceră. O spune și el. De fapt, convertirea aceasta a pornit de la un fundament limpede, o dublă îndrăgostire de poporul român și de Biserica Ortodoxă. Intrarea lui în monahism a însemnat o continuă mărturisire, pentru că mănăstirea Rohia i-a oferit lui Steinhardt posibilitatea să stea de vorbă ca și călugăr cu credincioșii, ceea ce făcea cu multă plăcere, cu credincioșii care veneau să stea de vorbă cu părinții la birou și să le dea câte un sfat să-i asculte și mai ales i-a oferit amvonul în biserice, mănăstirii, ca să predice. Predicile lui Steinhardt sunt adevărate eseuri religioase, dar reușea să coboare la nivelul credincioșilor și asistenței, însă reușea și să-i ridice. Pentru că predicile sunt niște cuvântări care nu sunt tipizate, știi, standardizate. Și e un cuvânt viu, un cuvânt actual. E un eseu religios propriu-zis, care e de mare actualitate și care au fost publicate în volumul Dăruind vei dobândi sau Cuvinte de credință. Toate aceste predici rostite în timpul vieții, din anii 80, de când a devenit călugăr, până în 89, ce s-a stins din viață. Constantin Noica și-a desăvârșit opera filozofică în cabana austeră de la Păltiniș. În acest loc a înfăptuit o comuniune spirituală cu generații succesive de intelectuali, de care se apropia și se despărțea periodic. Tinerii veneau la el ca la spovedanie. Era de o bunătate nemărginită și o permanentă seninătate spirituală. Și eu l-am cunoscut pe Noica, devenise un fel de et in Arcadia ego, și eu am fost în Arcadia. Noica devenise și o modă, dar erau câțiva discipoli cu care avea afinități elective. Trăind asemenea marilor filozofi, într-o adevăr și frumos, Constantin Noica a reușit să supraviețuiască deja în legendă. Noica era evocat adesea în casa doctorului Al George, unde eu veneam frecvent, sau în casa doctorului Eusebiu Munteanu, care și el traversase aceeași experiență și era un reper pentru noi, un reper al demnității, al nevoii de prezență activă într-o lume care nu suporta, de fapt, individualitățile, personalitățile accentuate.
și monahul Nicolae de la Rohia era căutat de multă lume. Uneori Steinhard trecea pe la Păltiniș. Dialogul dintre el și Noica era scânteietor și viu. Cei doi prieteni intrau uneori și în polemici. Se prețuiau și se iubeau prea mult ca să se menajeze. L-am cunoscut personal în casa doctorului al Georgiu și am fost foarte impresionat de prestația lui, pe cât de discret, pe atât de eficientă, de impresionat, de benefică pentru mai tânărul care eram eu. După aceea, sigur că ne-am întâlnit pe calea cărților, am avut și o scurtă corespondență din anii de sfârșit ai călugărului Nicolae de la Rohia și asta, cum să zic, mă face să mă simt legat de tot ce înseamnă moștenirea Steinhardt. Știu nenumărați tineri care au ales calea cea bună spre Hristos, unii dintre ei chiar s-au convertit, înainte fiind necredincioși, datorită cărților lui Nicolae Steinhardt, datorită jurnalului fericirii, datorită cuvintelor de credință a cărții Dăruim vei dobândi și a cărții Primejdea mărturisirii, această carte de dialoguri pe care am avut onoarea să o scriem împreună. Amândoi erau niște oameni de o austeritate maximă, pentru care valorile materiale nu existau, n-aveau niciun fel de importanță. Nu trebuie să vă povestesc, știe toată lumea în ce condiții modeste trăia Noica la Păltiniș. Despre Steinhardt se știe, a locuit împreună cu tata lui ani de zile într-o garsonieră, fără ca niciunul din ei nu să se plângă, măcar să simtă ca o persecuție. Și sunt oameni care provin din familii bogate, care au trăit, dar nici când erau bogați, nici când erau săraci, valorile materiale nu contau pentru ei, pentru că contau enorm celelalte, valorile spirituale și intelectuale. I-a fost dat monahului Nicolae de la Rohia să-și petreacă prietenul de destin împreună cu ucenicii săi pe ultimul drum. Cei doi s-au despărțit împăcați. Deși Steinhardt scrisese despre școala lui Noica articolul intitulat Catarii de la Păltiniș. Noica în anii 80 uneori spunea că ar trebui un nou Calvin, văzând, ca să zic așa, obsesia populației, oamenilor obișnuiți, care nu mai găseau nimic în alimentare și așa mai departe. El voia un fel de asceză pentru toată lumea. Or, Steinhardt este mult mai înțelegător din acest punct de vedere. Deci, Steinhardt este întors mai mult decât Noica, atât cu fața către trib, către lume, cât și cu fața către cultura vie, cultura literară, de exemplu. Or, Catarii de la Păltiniș pleacă de la astfel de dispute. În disputele lor, uneori Noica la rândul lui îl ironiza pe Steinhardt, spunea un fel de gavroș. Ai mai, ești un gavroș, te ocupi de mărunțișul din astea eseistice și așa mai departe. Or, Steinhardt îi dă o replică foarte interesantă. Acum, e posibil să fi fost la mijloc și un mic complex de vanitatea lui Steinhardt, chiar dacă Steinhardt este la momentul respectiv monah. Într-o scrisoare interceptată de securitate, pe care am identificat-o la CNSAS, în dosarul lui Steinhardt, la un moment dat, Steinhardt îi spune lui Noica, după apariția jurnalului de la Păltiniș, nu numai cei care vin acum cu autobuzele sau cu trenul de la București la Sibiu și apoi la Păltiniș te-au iubit. Nu uita că te-au iubit și alții care au plecat cu Duba de la București sau de la Pitești, la Gherla, la Iud și în alte locuri de acest gen. N-ai spus nici o vorbuliță despre acești oameni care te-au iubit la fel de mult ca cei care acum vin cu trenul de la București la Păltiniș. Deci e posibil să fi fost o mică vanitate și în cazul lui Steinhardt. Dar una peste alta, e un text foarte interesant, care a creat niște frisoane în epocă. Aceste frisoane se văd, așa cum am spus, și în epistolarul lui Liceanu.
Și, din păcate, și astăzi, acest text este instrumentat în bătălia care se poartă astăzi între boierii minții și antiboierii minții. E apropie o formă, aș spune, aproape ciudată de patriotism. Și noi, ca și Steinhardt, au avut o asemenea admirație pentru valorile profunde ale poporului român, în așa măsură au făcut parte dintre cei care căutau să descopere motive de superioritate spirituală sau intelectuală a artei populare, a limbii, în cazul noi, încât au mers până la... sentimentul meu este, de exemplu, că Steinhardt a intrat în mănăstire cu sentimentul că intră și mai adânc în românitate, ca să spun așa. Adică misticismul lui era și cu atât mai mult cu cât era ajunsese aici printr-o convertire. Este absolut tulburătoare această voință de a fi alături cu ce alături de care te aflai fizic. În ceea ce îl privește pe noi ca patriotismul lui, felul lui de a încerca să construiască cultural într-o Românie despre care nu credea că avea șansa să iese vreodată din comunism, a mers până la limita compromiterii. Știți că a fost acuzat că este ceaușist, că ceea ce evident era o prostie. Era pur și simplu mai profund. Adică vedea mai adânc și îl interesa ceea ce se poate construi, nu ceea ce se poate distruge. Întotdeauna când mă gândesc la Noica și la Steinhardt, îmi vine în minte o frază a lui Borges, care spune: îmi imaginez infernul ca pe o lume joasă politică și paradisul ca pe o bibliotecă. E bine, acești doi mari oameni de cultură au refuzat infernul în toate sensurile și au înaintat spre paradis.